Zeci de femei, copii și persoane cu handicap au fost sechestrate de membrii unei rețele de traficanți din Argeș. Victimele erau ținute în locuințe din comuna Berevoiești, unde traficanții le supuneau la tratamente umilitoare. Sclavii erau puși să presteze diferite munci în gospodăriile lor, erau bătuți, înfometați, li se arunca mâncare pe jos și erau puși să se lovească între ei spre amuzamentul celorlalți. Femeile erau abuzate sexual, au fost depistate și 5 persoane vătămate legate în lanțuri, respectiv 3 adulți și 2 minori cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani. În total, 40 de persoane au fost racolate de această grupare. Printre victime se află și tânărul din comuna olteană Tufeni, care va fi adus astăzi acasă. O singură persoană este vorba, care a fost auziată, Iordache se numește. Îl vom prelua astăzi noi primăria de la mine să ducem acasă la taică. Acasă în comuna Tufeni? Da. Provine dintr-o familie dezorganizată, taică soare, handicap. El a fost plecat mai de mult. Venea prin comună, pleca, nu prea era omul care se stea. Potrivit primarului Eugen Șotaie, în rețea au mai fost racolate alte 2 persoane din Tufeni, însă acestea au reușit să scape de calvar în urmă cu ceva timp. Se vehicula că sunt 3 persoane de la dumneavoastră. Da, 3 persoane care au lucrat acolo și au plecat de bună voie. N-au fost pecetate, în final a rămas una care a fost audiată la procuratură și am luat legătura să-l aducem în familie. Aproape 40 de membri ai rețelei au fost arestați preventiv și pentru că nu au avut loc toți în arestul poliției Argeș, câțiva dintre ei au fost încarcerați în alte județe. 10 dintre suspecți se află în arestul IPJ Olt, iar restul sunt în Vâlcea și Dâmbovița. Traficanții au făcut recurs pentru a fi lăsați în libertate sau plasați sub control judiciar. Magistrații Curții de Apel Pitești au respins toate contestațiile ca nefondate, iar membrii rețelei au rămas în continuare în spatele gratiilor. Aceștia sunt cercetați pentru trafic de persoane și trafic de minori și riscă ani grei de închisoare.